Acum o să urce pe scenă un chitarist pe care îl cunoașteți cu siguranță, cel puțin de ultima vreme de când cântă la Phoenix. Este vorba de Cristi Graham, care este un colaborator mai vechi al magazinului, al firmei NC Music. El este endorser pentru chitările Ibanez. Este deja acolo, își aranjează chitările. Și mai departe o să vă spună el și o să vă arate ce pot să facă cele câteva tipuri de chitări Ibanez, care nu sunt așa de scumpe, vă spun eu. Deci aici puteți să mă întrebați o dată. Cristi, te las pe tine. Da, mersi mult. Succes! Prima chitară care vă prezint a prezentat-o alt chitarist care cu siguranță îl recunoașteți după chitară, dar este Ibanez Gem 7V. Asta este varianta din 2008, care a venit cu corp de mapă Basot. Costă 2400 de euro pentru cei care sunt interesați, deci mai scumpă decât boxul ăla, dar nu are atâtea gadgeturi montate în mapă. Haideți să vedem cum sunt.
are cred că sânge de Steve Vai. Încep să cânt, este o chitară care tot mi-au adus-o băieții de la MC Music din raftul magazinului. Am apucat doar să o setez puțin, pentru mâna mea. Să vedem cum să mă, să cânt câteva piese cunoscute de ea. Spre. O să încerc să-i.